Bine v-am regăsit la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi mi-am propus să aflu mai multe lucruri despre cum și când ar trebui să le povestim copiilor noștri că mami sau tati au un nou iubit sau iubită. Pentru aceasta am invitat alături de mine pe Gabriela Saulea, președinta Asociației Călătoria Divorțului. Bună, Gabriela, bine ai revenit! Bine te-am regăsit! Un moment delicat în viața oricărei familii, da? Când mami sau și tati s-au despărțit și unul dintre ei sau amândoi au un nou iubit sau iubită. Cum povestim chestia asta cu copiii? Mi-a plăcut cum ai pus întrebarea când mami și tata are un nou iubit, e după divorț, sper. Da, hai să plecăm că să luăm această situație. Că nu se întâmplă în timpul căsătoriei. Ce se întâmplă? Multe cupluri care au divorțat și au ajuns în serviciile noastre, pentru că noi asta facem, ne adresează această întrebare. Când nu este prea curând să fiu cu altcineva? Și dacă copilul meu va suferi văzând că eu sunt cu altcineva și nu mai sunt cu fostul partener? Un lucru pe care l-am observat, copiii în general înțeleg, n-au nimic împotrivă, atâta vreme cât nu simt tensiune din cealaltă parte. Cu alte cuvinte, dacă simte că, știu, tata are o nouă iubită, iar mama nu e de acord cu acest lucru, nici el nu va privi cu ochi buni și va simți nevoia să, știu, să alieze cu mama. Pentru a prezenta copilului noua mea iubită sau noua mea iubit, ar fi bine să am cumva o discuție anterioară cu fostul partener, dacă este posibil. Dar ținând cont pentru binele copilului și pentru ca lucrurile să se desfășoare cât se poate de firesc în noua situație, să încerc să am această discuție și să pregătesc terenul în așa fel încât să nu existe, știu eu, conflicte când fostul partener va afla prin intermediul copilului că cineva în viața mea a apărut. Asta face parte cumva dintr-un fel de maturitate a adultului și a nu folosi copilul ca mesager al noutăților care apar în viața mea. În afară de asta, copilul își dorește să-și găsească părinții fericiți, indiferent că ei erau împreună sau acum sunt separați. Dacă va vedea că tati e mai fericit de când apare o nouă parteneră decât era înainte, el nu ar avea motiv să sufere. Prin urmare, important e ca noi ca adulți să înțelegem că odată ce noi suntem echilibrați, acest echilibru se transmite și copilului. Cât timp să lăsăm până ai spune sau de la divorț până aveau, ține foarte mult de fiecare, de cât de mare este copilul, de cât de mare este urgența de a intra într-o relație. Însă ce recomand este că atunci când prezentăm copilului un nou partener, să fim cât de cât siguri că acel partener va rămâne în viața noastră. Pentru că dacă e doar o încercare și mai încercăm încă o dată și încă o dată, traumatizăm copilul și creăm o impresie proastă. Și atunci asta e. Eu mai cred un lucru. Și anume că, în general, copiii sunt nu mai deștepți decât le dăm noi credit că sunt. Și atunci, chiar dacă ni se pare nouă că ne ascundem de diferite lucruri, cum ar fi că avem o nouă iubită sau un nou iubit după divorț, cred că ei simt lucrurile astea. Și cu atât mai mult e important să comunicăm, să afle de la noi acest lucru, nu de la alții, sau nu să afle, nu știu, din vecini, de la bunici și așa mai departe. Nu? Adică onestitatea, cred că joacă un rol foarte important în această situație. Fără discuție și onestitatea odată cu copilul, onestitatea între cei doi foști parteneri, dacă se poate, trebuie să înțelegem copilul exact. Are colegi care, știu, părinții lui au trecut prin lucrul ăsta. Citesc, văd filme, deci lucrurile astea deja se întâmplă. Dacă noi cu o generație în urmă nu prea știam de divorț, nu știam de a doua familie, de alți frați vitregi, acum lucrurile astea sunt atât de frecvente încât există deja un model care noi ca adulți credem că nu există, dar copiii la școală discută lucruri. Și atunci, onestitatea e întotdeauna cea mai bună. Deci dacă noi suntem conștienți că ceea ce am ales e un lucru bun pentru noi și pentru familia noastră, trebuie să o spunem și să o comunicăm deschis cu copilul și lucrurile vor fi absolut perfecte. Bun, deci ca să recapitulez, ca să văd dacă am reținut bine lucrurile importante, în primul rând, când avem un nou iubit sau o nouă iubită, ar fi bine să discutăm prima oară cu fostul partener și să vedem, să lămurim acolo toate aspectele și toate sentimentele. Doi, să ne asigurăm până să-i povestim copilului că este o relație importantă pentru noi și nu doar una pasageră. Exact. Da? Și trei, să fim cât de onești putem cu copiii noștri. Exact. Mulțumesc frumos, Gabriela. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că puteți asculta înregistrările emisiunilor oricând pe site-ul itsybitsy.ro și mai ales vă spun să nu uitați să le spuneți la rândul vostru copiilor voștri cât de minunați sunt în fiecare zi. Pa, pa!